Hei, hei, hei! Eu sunt Ștefanie, este foarte bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Dragilor, astăzi vom discuta despre cărțile pe care le-am citit în luna aprilie și trebuie să vă recunosc că a fost o lună foarte ciudată. În primul rând pentru că am pornit cu o carte destul de voluminoasă care m-a secat emoțional și mi-a dat un reading hangover, însemnând că mi-a fost foarte greu după ce am terminat-o să încep orice altă carte. Nu mă puteam concentra, povestea dăinuia așa în mintea mea și tocmai de-aia zic că a fost o lună un pic mai ciudată, am citit mai puțin ca în alte luni, însă se întâmplă și lucruri de genul ăsta, nu este o competiție, nu încerc să citesc 500.000 de cărți intenționat în fiecare lună, important pentru mine este să am parte de lecturi spectaculoase, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că luna aprilie am citit 2 dintre cărțile mele preferate de până acum, printre preferate, pentru că din fericire am mai multe, deși au trecut doar 4 luni ale acestui an. Și fără alte introduceri, haideți să vă povestesc despre ele. Pentru prima dată voi începe cu această carte care, v-am spus, a avut un impact foarte mare asupra mea. Este vorba despre A opta viață pentru Brilka de Nino Haratchvili. Este cartea pe care am ales-o eu pentru provocarea distractivă a lunii aprilie, în care trebuia să citim o carte cu numele unui personaj în titlu. Și după cum vedeți, aici scrie pentru Brilka. Brilka este un personaj din carte și m-am gândit că ar fi bine să profit de provocare și să-mi fac curaj să o citesc. Este o carte pe care am văzut-o la Gaudeamus, pe care am primit-o ulterior de la editura 3 și este adevărat că am amânat-o puțin neștiind de fapt despre ce este vorba și cât de mare impact va avea asupra mea. Dacă citim sinopsisul, aflăm că este o saga de familie, că este vorba, că se întinde pe un secol, pe timpul secolului 20, dar nu aflăm atât de multe informații și ni s-au ascuns aceste informații tocmai pentru a ni se permite să le descoperim noi. Este vorba despre istoria Georgiei în secolul 20 prin ochii unei familii. Așadar, da, este vorba despre o saga de familie, dar ne concentrăm foarte tare pe istoria sociopolitică a Georgiei în secolul 20 și foarte, foarte multe informații, dar fără spoilere, veți găsi sau probabil că le-ați aflat deja dacă ați urmărit clipul trecut la provocarea distractivă a lunii atunci când am discutat pendelete despre această carte și nu vreau să vă plictisesc dacă ați văzut și acel clip, dacă nu, o să-l las în descriere și vă recomand să-l vedeți pentru că am filmat clipul când informațiile erau foarte proaspete și atunci când am editat câteva zile mai târziu, mi s-a părut și mie că am avut așa un dramatism, dar așa am simțit, vă jur, pentru că familia asta trece prin atât de multe lucruri și fiecare dintre aceste personaje, pentru că este o carte împărțită în 7 segmente, fiecare dintre ele aparținând unuia dintre personaje, trecem prin atât de multe situații de viață și de moarte, atât de complicate, atât de apăsătoare, pe de cealaltă parte atât de frumoase, atât de înălțătoare, atât de vindecătoare. Sunt o grămadă de lucruri care se petrec aici și despre care mi este și greu să vorbesc. Începem așadar în anul 1900 cu personajul nostru Stasia, aflăm despre tatăl ei că era ciocolatier și învățase la Viena, inventase mai degrabă o rețetă de ciocolată caldă care aducea oamenii în extaz. Nu știm care sunt acele ingrediente, dar se pare că toți oamenii care au gustat din acea ciocolată au fost blestemați. N-au avut parte de cea mai ușoară viață, din contră. Bineînțeles că ne concentrăm pe aceste personaje în contextul comunismului, dar și în lipsa lui, pentru că știm ce s-a întâmplat în acea perioadă. Și ce pot spune, a fost o lectură extraordinară, o carte pe care nu o să o uit niciodată și care a avut un impact foarte mare asupra mea, am spus de 1000 de ori chestia asta, știu. Așa cum am spus și în clipul trecut, nici nu știu dacă să vă recomand neapărat sau nu, mi-a luat foarte mult timp să o citesc. Știu că asta mi s-a întâmplat doar mie, pentru că am vorbit aici cu cititori care au terminat-o mult mai repede, dar pentru mine
nu știu, a fost copleșitoare pentru că simțeam durerea personajelor. În ideea de a trece peste această parte, peste acest reading hangover și de a schimba total registru, m-am gândit eu că ar fi o idee bună să încep o serie fantasy. Este vorba despre trilogia Farsir de Robin Hobb, prima carte fiind Ucenicul Asasinului. Facem cunoștință cu lumea lui Fitz în acest roman de fantezie din perioada medievală. Robin Hobb este un pseudonim. Autoarea a scris mai multe pseudonime, o să vă citesc un pic despre ea. Robin Hobb este unul dintre pseudonimele scritoarei americane Margaret Astrid Lindholm Ogden. Ogden, născută în 1952 în California, a crescut în Alaska, s-a mutat în insula Kodiak, unde a început să scrie. Între 1983 și 1992 a semnat exclusiv cu pseudonimul Megan Lindholm și mai multe titluri de fantasy contemporan. Din 1995 a adoptat pseudonimul Robin Hobb pentru romanele sale fantasy de inspirație medievală. Ucenicul Asasinului, romanul de debut apărut sub pseudonimul Robin Hobb, a fost nominalizat pentru British Fantasy Awards și Locus Awards. Această poveste, de fapt, se întinde pe, nu știu, câte 16 romane, dacă nu mă înșel. Trilogia Farsir se concentrează pe povestea lui Fitz. Așadar, ne aflăm în cele 6 ducate. Aici, oamenii care făceau parte din familia regală primeau la naștere nume care să fie în concordanță cu calitățile lor viitoare. Regele în acest moment era regele Shrewd și pot să spun că îi se potrivește complet acest nume. El avea 3 fii, Chivalry, Verity și, bineînțeles, Regal, fiul făcut cu cea de-a doua sa soție. Chivalry, așadar, fiind primul născut, era moștenitorul tronului, iar aici apare Fitz fiind bastardul lui. La vârsta de 6 ani, Fitz este dus la casa regală și bunicul lui, care efectiv l-a furat de la sânul mamei, a spus că nu-l mai poate întreține și că este bastardul viitorului rege. Fitz a fost preluat, Fitz a fost îngrijit de Burich, cel care îngrijea caii și câinii lui Chivalry. Din păcate, Chivalry a trebuit să plece și să renunțe la tron, tocmai din cauza apariției lui Fitz, pentru că el și soția sa nu reușiseră să producă moștenitori. Asta înseamnă că tronul îi va aparține fratelui lui Chivalry, Verity, pe care îl cunoaștem și de care mie mi-a plăcut foarte tare. După apariția bastardului, Chivalry s-a retras din scena aceasta alături de soția sa. Fitz așadar este în pericol, pentru că chiar dacă este un bastard, el are sânge albastru. Un pericol pentru ceilalți moștenitori. Regele hotărăște să-l folosească pe Fitz și îi propune să devină asasinul său. Face cunoștință cu Jade, face cunoștință cu vechiul asasin care îl învață multe dintre tainele acestei meserii. În primul rând îl învață să fie loial, ceea ce Fitz este, și are multe aventuri în care viața îi este pusă în pericol doar prin faptul că este fiul lui Chivalry. Învață meșteșugul, era o putere pe care o aveau doar cei mai importanți din curtea regală, aceea de a controla minți. Încearcă să învețe, dar lucrurile nu merg atât de ușor pentru el. Și aici aș dori să fac o paralelă între această serie și Furia Roșie de Pierce Brown. Ceea ce nu mi-a plăcut acolo a fost tocmai faptul că personajului principal, Darrow, i s-au întâmplat toate lucrurile foarte ușor. El a reușit din prima, era cel mai șmecher, era cel mai tare și avea și această autosuficiență și această aroganță. Ei bine, din fericire, aici nu este cazul, pentru că Fitz trece prin multe încercări, eșuează de multe ori, se înșală, învață, progresează și lui nu îi se oferă toate lucrurile pe tavă pur și simplu. Din contră,
suntem părtași la multe scene în care efectiv eșuează. Mi se pare normal să treacă prin chestia asta și să nu primească totul de-a gata doar pentru că este el personajul principal al cărții. În plus, avem și câteva personaje feminine, nu foarte multe, este adevărat, dar avem câteva personaje feminine care au fost prezentate foarte bine din punctul meu de vedere. Sunt convinsă că pe viitor o să avem și mai multe și că ele vor avea o importanță și mai mare, chiar aștept chestia asta. După ce am terminat cartea, nu știam cum să procedez pentru că voiam să intru în partea a doua imediat, dar cărțile ei sunt din ce în ce mai mari. Am hotărât că totuși este mai bine să fac o pauză și să nu citesc cărțile imediat una după cealaltă. Avem personaje principale negative, avem o grămadă de personaje negative care-i vor răul lui Fitz. Pe Regal nu-l suport, nu-l suport, Dumnezeule, însă îmi place foarte mult de Verity și mi-a plăcut foarte mult de bufonul regelui, care are un rol foarte important și se pare că îl protejează pe Fitz. Cu siguranță că voi continua seria, mă rog, cel puțin această trilogie, și poate că mă voi mai gândi dacă o să încerc și alte cărți din acest univers pe care l-a creat Robin Hobb. A, da, am uitat să spun că în timp ce am citit A opta viață pentru Brilca, am încercat să introduc și o altă carte în timpul citirii, sperând că pot să le alternez. Bineînțeles că nu mi-a reușit. Eu tot încerc să fac chestia asta. Singura carte pe care o citesc în paralel este Frații Karamazov, despre care știți, pentru că face parte din provocarea clasicilor și în fiecare lună avem câte o parte din Frații Karamazov de citit. Mai avem puțin și din ea. Așa că am hotărât să citesc Twisted Hate, inamici cu beneficii de Anna Huang, a treia carte a seriei Twisted. Am reading vlog pe canal în cazul în care vezi mai multe informații. Aici ne concentrăm pe povestea dintre Jules și Josh, fratele Avey, ceea ce înseamnă că ne-am întâlnit și cu Eva și cu Alex Volkov de mai multe ori în această carte. Nu pot să spun că a fost partea mea preferată, însă au fost destul de drăguți. Bineînțeles că și aici avem povestea din spate cu Josh, în cazul în care a citit seria Știți ce se întâmplă. El a trecut printr-o dramă de familie destul de mare, atât el cât și Eva, dar aflăm și povestea lui Jules, care nu a avut o adolescență normală, deși acum încearcă să lase toate lucrurile acestea în urma ei. A dat examenul de barou, așadar urma să devină avocată în cazul în care l-ar fi luat și intră într-o relație pur fizică cu Josh, cu fratele prietenei ei cele mai bune. Bineînțeles, în secret, chimia dintre ei este destul de bună, mai ales că în mod normal nu se plăceau înainte să interacționeze, ca să spun așa, în privat, nu se plăceau absolut deloc și aflăm ușor, ușor, probabil ce o să se întâmple și cu Stella, cartea a patra pe care de-abia o aștept. Sunt foarte curioasă când o să se traducă pentru că nu cred că mai avem așa de mult de așteptat. Aici ni se pregătește, ca să spun așa, terenul pentru ce urmează să se întâmple cu Stella și cu prietenul lui Rhys, pe care îl cheamă Christian. Și din câte mi-amintesc eu, așa cum am spus și din vlog, Christian nu era neapărat un om bun și sper să nu fie în principiu infractor, cum era Alex Volkov. Nu vreau să romanțăm sau să glorificăm această situație, dar vom vedea, mai ales că despre Stella nu știm mare lucru. Am pus câteva post-it-uri la care comentez eu, ca de obicei, în legătură cu romanele de ficțiune romantică contemporane. A fost cât pe ce să mărâi de nervi și glumeam tot timpul și mă întrebam cum este să mărâi de nervi, ham. Aici ce am notat. Era descris Christian și avea pomeți ascuțiți care ar fi putut despica gheața. Câte alte metafore pentru pomeți poți găsi? Ei bine, se pare că multe. Dar și bineînțeles această gelozie și posesivitate pe care eu nu le găsesc neapărat romantice.
Pentru că ești a mea, i-am răspuns cu buzele aproape lipite de ale ei. Jules, dacă lași un alt bărbat să te atingă, o să afli că pot lua o viață la fel de lesne precum o pot salva. Pentru că era vorba despre de un medic. Josh era medic. Nu știu ce să spun. Violența nu-mi place, nu mi se pare că este semn de iubire. Dar, mă rog, trecem peste aceste convenții și în cazul reading vlogului am făcut și am pus în aplicare și sistemul de notare pe care l-am inventat eu pentru cărțile de romance contemporan, pentru că sunt foarte multe părți care mă enervează la romance-ul contemporan, deși cu cât citești mai mult, cu atât te obișnuiești mai mult cu ele, și m-am gândit că ar fi drăguț să fac un sistem de notare interesant. Probabil că voi știți deja. Că vreți să aflați mai multe lucruri despre sistemul meu de notare pentru cărțile romance, vă invit să urmăriți reading vlogul în cazul în care n-ați făcut-o deja. O să las în descriere. Mergem mai departe la o altă carte foarte drăguță pe care am citit-o pentru clubul nostru de carte lunar al membrilor. Apropo, dacă vreți să deveniți membri ai canalului, găsiți ca de obicei un link în descriere și astfel puteți participa la clubul de carte care se petrece live. În fiecare lună alegem o carte, mă rog, voi alegeți o carte pentru că voi votați, și la sfârșit de lună discutăm într-un live despre ea. Cartea lunii aprilie a fost Domnul Wilder și cu mine, de Jonathan Coe. O importantă voce a literaturii britanice contemporane. Este prima carte pe care am citit-o eu de la acest autor, dar mi-a plăcut foarte mult. Este vorba despre ficțiune istorică, pentru că se concentrează foarte tare pe momentul, perioada în care cunoscutul regizor Billy Wilder a filmat Mitul Fedorei, un film pe care, din păcate, eu nu l-am văzut. Scenariul a fost scris de el și de partenerul lui de mulți ani, de scenaristică, bineînțeles, domnul Diamond, un american de origine română. Nu știam chestia asta și mi-a făcut plăcere să aflu mai multe informații despre domnul Diamond, în special pentru că și el a câștigat un Oscar pentru scenariul filmului The Apartment. Și, într-adevăr, a plecat de la o vârstă fragedă din România, mă rog, de undeva din Moldova, la începutul secolului 20. Originea lui rămâne, dar era american jet-beget. Totuși avea o stare diferită față de cea americanilor. Era un pic mai melancolic, un pic mai practic și personajul lui mi-a plăcut foarte, foarte mult. Aici ne întâlnim cu Calista. Este o femeie în vârstă de 57 de ani care trece printr-un moment destul de greu. Are gemene, una dintre ele urmează să plece la studii în altă țară, pe când cealaltă este însărcinată și își amintește de perioada tinereții ei, atunci când la 21 de ani a avut șansa să lucreze alături de acești oameni incredibili. L-a cunoscut pe Billy Wilder din totală pură întâmplare în America, iar acesta, atunci când a venit în Grecia să filmeze pentru Mitul Fedorei, avea contactul ei și a angajat-o ca traducătoare pe platou. În felul acesta a făcut cunoștință cu lumea cinematografiei, iar Iz, domnul Diamond despre care vă spuneam, văzând că este atât de pasionată de toată această situație, a angajat-o ca asistenta lui și ea a putut să participe și în alte țări la filmarea peliculei. Discuții despre diferența de generații, generația de aur față de generația tânără. Spre exemplu, domnul Wilder le spunea tinerilor regizori băieții cu barbă, printre care era chiar Scorsese. Îl întâlnim ca personaj aici pe Al Pacino, care avea o atitudine destul de arogantă, pentru că peste tot pe unde mergea comanda burgeri ca în America și nu voia să încerce niciun fel de altă variantă culinară, să facă cunoștință cu altă cultură. Mai există un capitol foarte interesant care este scris sub forma unui scenariu. În acest capitol, domnul Wilder povestește despre fuga lui, pentru că el a fugit din Germania în timpul celui de-al doilea război mondial,
pentru că era evreu și, într-un fel, ca să îndulcească această situație, povestea a fost scrisă sub forma unui scenariu de film și mi s-a părut foarte interesant, un format interesant. Bineînțeles că se discută și despre această idee de a face ceva măreț, chiar dacă vremurile nu mai sunt potrivite pentru așa ceva și chiar dacă tu nu te-ai adaptat, prind în continuare să rămâi fidel principiilor tale. Mi-ar fi plăcut, să fiu sinceră, să fie un pic mai lungă această carte, pentru că noi suntem introduși și în această poveste, în amintirile Calistei, prin viața ei de familie din prezent și mi-ar fi plăcut să aflăm ce se întâmplă și după ce ne povestește, ce se întâmplă cu fetele ei, cum se rezolvă această situație. Nu să fi fost doar așa un cadru prin care ea să-și amintească și apoi să o lăsăm așa. Informațiile pentru această carte au fost cuprinse cu ajutorul asistentului pe care l-a avut Billy Wilder, despre care se spune că a ajuns asistentul lui la fel de ciudat așa cum a ajuns și Calista, dar și cu ajutorul fiului lui Izz Diamond, care i-a furnizat informații autorului. A fost o carte foarte drăguță și sigur o să mai citesc și alte cărți de la Jonathan Coe, pentru că mi-a plăcut foarte mult scriitura. Mergem mai departe la o altă carte preferată. Vă spuneam la începutul clipului că două dintre aceste cărți au ajuns preferate. Am întâlnit-o din pură întâmplare. Mi-am făcut o comandă de cărți. Dacă mă urmăriți pe celelalte rețele de socializare, probabil că le-ați văzut deja. Aici pe YouTube încă nu am făcut un haul. Poate voi face, pentru că am observat că vă plac foarte mult haulurile. Mi-am făcut eu un cadou așa de ziua cărții și din totală întâmplare am găsit această carte, Diluvium, de George Cornilă. Este vorba despre realism magic românesc, despre ficțiune istorică. A fost atât de frumoasă, Dumnezeule, ce poveste extraordinară și nici nu vreau să-mi imaginez cât de mult timp i-a luat autorului să facă documentarea necesară pentru acest roman. Pentru că sunt prezentate atât de multe lucruri interesante din, nu doar din cultura noastră, ci și informații din celelalte culturi care se aflau în zona Valahiei în acea perioadă, pentru că, ce să vedeți, atunci era mai multă incluziune, parcă. Oamenii trăiau, oameni de origini diferite trăiau la un loc, făceau schimb de informații la alt nivel, din punctul meu de vedere, față de cum se face acum. Această carte a fost publicată în 2019, are o copertă superbă și nu vine să cred că nu am știut, nu am aflat despre ea până acum. Dar cu ocazia aceasta, dacă tot am citit-o și mi-a plăcut atât de mult, vreau să vă zic că vă recomand din tot sufletul. Limbajul folosit nu este unul greoi. Chiar dacă sunt multe cuvinte pe care noi poate nu le cunoaștem pentru că descriu obiecte vechi cu care noi nu ne mai întâlnim acum, nu este absolut deloc greu. Este chiar o carte amuzantă, sunt foarte multe scene unde am râs, o carte emoționantă. Este vorba despre tânărul Iosef, care la vârsta de 16 ani este nevoit să își părăsească satul pentru că are un talent special. Este băiatul care aduce ploaia. Cineva din sat s-a prins că se întâmplă chestia asta. Bineînțeles că era vorba despre preotul din sat care a vrut să-l exorcizeze pentru că era ceva nenatural la mijloc și voia să-l prindă, să-l închidă și să-l tortureze, crezând că este munca lui rău. Așa că iată că Iosef pleacă la 16 ani cu ploaia după el, bineînțeles, și trece prin nenumărate aventuri. Ajunge la unchiul lui, care avea o tutungerie, ceea ce îi afecta afacerile, ploaia aceasta neîncetată. Ajunge la circ, ajunge să lucreze la un boier, mergem prin toată zona aceasta. El pleacă din Dörental, care era undeva aproape de Hermannstadt, care este Sibiul de astăzi, și de Kronstadt, care este Brașovul de astăzi. Deci din zona aceea din Transilvania ajunge și în București.
Mi s-a oprit camera și nu mai știu exact ce idee începusem să spun, însă voiam să mai menționez că întâlnim multe personaje care au existat în viața reală în această carte. Vom începe cu un haiduc, cu Sandor Rosa, care a trăit între 1813 și 1878. A fost un tâlhar de drumul mare maghiar, a cărui viață a fost ulterior romanțată ca a unui haiduc, și ne întâlnim cu el și cu el aici. Mai târziu ne întâlnim și cu o moștenitoare a contesei Bathory, despre care știm că, mă rog, a avut o viață mai controversată. Se spunea despre ea că se îmbăia în sângele fecioarelor ca să-și păstreze tinerețea. Ei bine, aici am avut-o pe contesa Zigmunda, care ar fi făcut parte din familia Bathory. La un moment dat Iosef ajunge și acolo și pare și ea destul de înfricoșătoare, era mare amatoare de ciudățenii pe care își dorea să le colecționeze. Un alt personaj foarte interesant este Stănică, un băiat pe care Iosif îl întâlnește la circ, și vreau să vă citesc de ce a fost atât de drăguț să citesc despre acest Stănică. Spune așa: mai era și un flăcău cam de-o seamă cu Iosef, care purta numele de Stănică și care era pândit de necazuri la tot drumul. Însă nu îi se dusese vorba pe atunci, iar lumea poate că vorbea mai mult despre flăcăul cu ploaia decât despre băietul ale cărui pățanii aveau să-i aducă mai târziu și o poreclă pe care cititorul o va ghici cu siguranță. Stan pățitul! A fost atât de drăguț, atât de drăguț. Chiar dacă viața lui Iosef a fost foarte grea și foarte singuratică, și chiar dacă cea mai constantă prietenie sau relație, nu era neapărat de prietenie, dar cea mai constantă relație din viața lui a fost cu ploaia, totuși pot să spun că a fost atât de frumoasă. Mi-a plăcut atât de mult și îmi pare rău că nu am știut de această carte de mai multă vreme. Eu chiar vă recomand, pentru că a fost extraordinară. Faptul că am citit ficțiune istorică românească mi se pare incredibil și chiar îmi doresc să citesc mult mai multe astfel de cărți. Mai ales că a existat acest factor comic, mai ales că a fost foarte emoționantă. Nu a fost o carte care se bazeze doar pe fapte istorice sau pe lucruri plictisitoare. Din contră, a avut personaje interesante, a avut intrigă, a fost amuzantă. Este și destul de scurtă, așa că vă recomand din suflet. Ajungem și la ultima carte de pe lista noastră, face parte tot din ultima comandă pe care am dat-o. Este vorba despre Maurice de E.M. Forster, o carte care a fost scrisă între anii 1913 și 1914, însă a fost publicată de-abia în 1971. Pentru că subiectul ei ar fi fost mult prea controversat pentru a fi publicată atunci când a fost scrisă, fiind vorba despre o relație romantică dintre doi bărbați. După cum vedeți, cartea a fost și ecranizată cu Hugh Grant în rol principal. Tocmai de-aia avem această copertă superbă, cu o imagine pixelată. Efectiv, e ca și cum a făcut cineva un print screen. De ce? De ce polirom? De ce? Aveți niște cărți atât de frumoase, atât de frumoase. Da, mă rog. Cert este că pregătesc un clip și această carte o să se integreze perfect și mi-am dorit mult de tot să citesc această poveste. Este vorba despre tânărul Maurice. Începem atunci când el avea 14 ani și era confuz din multe puncte de vedere. Era un bărbat mediocru, un băiat mediocru, și se pune foarte, foarte mare accentul pe treaba asta, că era un băiat mediocru. Tatălui murise. Făcea parte dintr-o familie modestă, dar care se descurca destul de bine, mai avea și două surori. Mama lui era destul de ciudată, destul de băgăcioasă, și în timpul universității, iată că îl întâlnește pe Clive.
Clive, care era cu totul și cu totul diferit față de el, și cei doi se îndrăgostesc, au curaj la un moment dat să își declare dragostea unul față celuilalt, pentru că în acea perioadă era de neconceput și toată lumea credea că, mă rog, sunt bolnavi sau se vedeau cei mai păcătoși, pentru că, bineînțeles, că religia interzicea o astfel de relație. Și sunt foarte, foarte multe implicații emoționale în timp ce Maurice își caută sexualitatea, identitatea și, bineînțeles, dragostea. Trece și prin momente bune, prin momente mai puțin bune, foarte multe stări de confuzie, în special pentru Clyde, care încearcă să-și nege identitatea și chiar dacă la început am fi crezut că el este deja convins de identitatea lui sexuală, iată că lucrurile se schimbă pe parcurs, chiar dacă cei doi ar fi părut foarte îndrăgostiți. Ne concentrăm și pe partea aceasta complicată și confuză a tinereții. Cei doi erau crescuți și fuseseră crescuți și într-o anumită perioadă în care conduita era foarte importantă, în care trebuia să mergi la biserică, voiai, nu voiai, cam trebuia să mergi, în care nu puteai să îți expui punctele de vedere atât de liber și în care nu existau atât de multe informații sau acces atât de ușor la informații. Clive a fost convins că știe cine este, în special pentru că a citit despre grecii antici și era un material interzis chiar și la universitate, deși ei erau destul de mari, tocmai pentru că discuta despre astfel de situații mai puțin, nu vreau să zic normale, că nu-mi place să folosesc cuvântul acesta, mai puțin întâlnite în acea perioadă. Recunoașterea identității într-o perioadă destul de grea a tinereții. Și o carte foarte, foarte interesantă. Vreau să spun că mi s-a părut la începutul cărții scritura un pic cam sacadată. Nu știu dacă a fost făcută intenționat în concordanță cu sentimentele lui Maurice, care treceau foarte repede de la una la alta. Mi s-a părut un pic cam sacadată, prea bruște trecerile de la o scenă la alta, în aceeași pagină și fără niciun fel de, și fără niciun fel de pauză, dar a fost o lectură foarte interesantă, mai ales ținând cont de faptul că autorul a avut curaj să o scrie în acea perioadă, în 1913. Dragilor, acestea au fost cărțile pe care le-am citit în luna aprilie. Sunt tare curioasă dacă ați citit și voi vreuna dintre cărți, dacă da, ce părere ați avut, ce v-a atras atenția și, bineînțeles, ce ați citit și voi în luna aprilie. Haideți să ne auzim ca de obicei în comentarii. Veți găsi toate cărțile menționate în descriere. Tot acolo veți găsi și link unde puteți deveni membri ai canalului, dar și adresa căsuței poștale în cazul în care vreți să-mi trimiteți ceva. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Să aveți o zi super, super, super bună. Ne vedem data viitoare. Pupi, pa!